Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, o nouă campanie inițiată de editura Herald, o campanie online, Alan Watts și înțelepciunea nesiguranței. Până pe data de 20 iunie, editura Herald încearcă să vină în întâmpinarea nevoilor, dorințelor dumneavoastră și vă deschide, am putea spune, apetitul pentru meditație și explorare de sine, cu o incursiune în filozofia de viață a gânditorului britanic Alan Watts, poate cel mai insolit, am putea spune, dar și cel mai cunoscut și apreciat interpret al gândirii orientale în Occident. Astăzi, în cadrul acestei campanii, Alan Watts și înțelepciunea nesiguranței, vom vorbi despre o carte din seria de autor Alan Watts, publicată în portofoliul editurii Herald, carte pe care vi-o recomandăm cu drag. Oare materia este totul? Eseuri despre raportul omului cu lumea materială. Am să vi-o arăt și la cameră. De asemenea, pe lângă această campanie sau în cadrul acestei campanii, nu uitați, dacă ne lăsați un gând, o întrebare, un comentariu, cel mai interesant, cea mai interesantă întrebare, cel mai interesant comentariu va fi apreciat și va fi recompensat, va fi premiat cu o carte din această minunată serie de autor Alan Watts. Nu uitați, de asemenea, intrând pe site-ul editurii Herald, toate cărțile din seria de autor Alan Watts au o reducere substanțială și, de asemenea, așa cum vă spuneam în promo-ul de deschidere al acestei campanii, nu uitați și de surpriza, concursul de pe pagina de Facebook, pagina oficială a editurii Herald, toate acestea având legătură, bineînțeles, cu dezbaterile, cu materialele, cu înregistrările pe care noi le realizăm împreună cu invitații noștri. Astăzi este alături de noi Luisa Neagă, senior editor Herald și de asemenea coordonator al seriei de autor Alan Watts, vorbind despre cartea Oare materia este totul? Și aș porni, Luisa, această discuția noastră despre Alan Watts chiar cu întrebarea care reprezintă de fapt titlul acestei cărți: dacă într-adevăr materia este totul, mai ales pentru că în ultimul timp, în ultimii ani, în ultimii 10, poate 15 ani, s-a observat un trend ascendent al pasionaților de literatură sapiențială către tot felul de forme de, eu știu, de spiritualitate și de căi spirituale. Deci e clar că vorbim despre un soi de post-materialism, unde, din punctul meu de vedere cel puțin, materia nu mai este totul și ne reîntoarcem cumva către spiritualitate. Bună, Sorin, bună tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Da, titlul acestei cărți ne-a provocat, așa cum de altfel face opera lui Alan Watts în general, pentru că era un joc de cuvinte în limba engleză. Titlul în original este Does It Matter? Adică în limba română trebuia să fie matter, la prima vedere Does It Matter? Adică oare chiar contează? Dar este vorba într-adevăr despre relația dintre om și materialitate și atunci trebuia cumva evidențiat și cuvântul materie. Și atunci am făcut noi așa o struț, o cămilă cu acest titlu și a ieșit așa. Practic este intraductibil acest joc de cuvinte în limba română. Aș vrea să pot să vorbesc despre Alan Watts ca un cunoscător, dar nu pot să fac asta. Alan Watts este un autor de tipul, pe măsură ce citești mai mult, îți dai seama că ai nevoie să ai o privire mai cuprinzătoare și să știi ce a spus și în alte cărți, astfel încât să poți să spui că, da, domne, știu să vorbesc despre Alan Watts. Pe de altă parte, el are așa un limbaj foarte drăzneț și foarte jucăuș
și îți dă senzația că, mamă, am descoperit o șmecherie și pe asta o urmăresc. De fapt, el are o idee, într-adevăr, este o idee care se regăsește ca un fir roșu în toate cărțile pe care le-am văzut până acum, cel puțin eu. Este, de fapt, un mod în care el desface, ca pe un mecanism, modul în care funcționează mintea umană și constată, de exemplu, faptul că există o diferență fundamentală care se pare că ne scapă la toți, la nivel de umanitate, între ceea ce vorbim, deci cuvintele însele și semnificația lor. Deci părem să confundăm, pare să ne scape faptul că există o diferență fundamentală între cuvinte, între idei, între concepte și ceea ce se află în spate, ceea ce semnifică el într-adevăr, experiența directă a acestor concepte. Ceea ce demonstrează Alan Watts în toată opera lui, sau se străduiește să demonstreze, este că dacă noi am reușit să trecem peste această dificultate, atunci, practic, toate problemele noastre fundamentale ar fi rezolvate. Cu alte cuvinte, cauza tuturor problemelor noastre este faptul că noi nu putem să înțelegem această diferență. Noi, este o metaforă care apare foarte frecvent, că nu vedem pădurea din cauza copacilor, de exemplu. Acum, Ana, dacă ar fi să vorbim puțin despre Alan Watts, ca să încercăm să înțelegem background-ul său. Deci el s-a născut în 1915 în Anglia. Bunicul lui era un preot misionar. Deci valorile creștine și valorile așa stricte creștine erau cunoscute la el în familie, dar aceasta nu l-a împiedicat să fie deschis către cultura orientală de foarte timpuriu, la modul că el la 15 ani deja scria într-o revistă despre cultura orientală. Astfel că ajunge să plece în Statele Unite foarte repede ca să studieze Zen-ul, dar acolo, mă rog, învățând mai multe despre istoria religiilor, devine interesat să aprofundeze totuși și studiul religiei sale și ajunge chiar să practice, deci chiar este preot anglican timp de 5-6 ani, dar după aceea se reîntoarce să aprofundeze cultura și spiritualitatea orientală, care cumva în care a găsit o deschidere și o rezolvare sau deschiderea unei rezolvări către problemele care îl frământau pe el. Da, vreau să te întreb ceva. Tot stătea așa pe limbă o idee pe care o am de ceva vreme, pentru că și eu îl iubesc foarte mult pe Alan Watts și cărțile sale. Nu ți se pare fascinant și în același timp ușor intrigant, paradoxal, provocator, poate, faptul că provenind dintr-o familie cu un tată preot, el bunicul preot, ajungând cumva să fie pastor anglican în Statele Unite ale Americii, n-a continuat pe linia aceasta și a avut această deschidere către filozofia și către sistemul sau sistemele de gândire orientale, și mai ales mă refer aici cu precădere la budismul Zen. E cu atât mai fascinantă personalitatea sa, pentru că dacă am fi vorbit despre un antropolog sau despre un istoric al religiilor care, să spunem că ar fi rezonat mai mult cu o cale spirituală, ar fi fost poate lucrurile diferite. Dar dacă stăm să ne gândim la antecedentele sale din punct de vedere biografic al familiei sale și faptul că el
a ajuns să țină foarte multe seminarii, foarte multe conferințe la universități din America și din Europa. După peregrinările sale în Asia, mi se pare cu atât mai interesant și mai provocator. Da, să zicem că dacă ne uităm așa în ansamblu la viața lui și încercăm o analiză vulgară aproape, dar totuși obiectivă într-un fel, el avea o inclinație către a savura viața. Deci era un estet, un rafinat, chiar un hedonist, am putea spune. A fost căsătorit de 3 ori, a avut vreo 7 copii și plăcea să savureze mâncarea, să savureze arta în toate formele ei și era foarte dispus să accepte acest lucru. Deci era despre el. Deci înzestrat cu o anumită autenticitate care a făcut să devină atent, ca să spun doar atât, vis-a-vis de valorile creștine occidentale. De exemplu, are și cărți, cum ar fi, de exemplu, Duh și Contemplație, în care nu se sfiește să critique tăios religia creștină. Chiar spune că este o religie moartă și că, nu știu, stai să văd dacă... Cred că mi-am scos la un moment dat eu niște citate. Da, pentru că o am lângă mine, am să vă arăt, da, și această carte, Duh și Contemplație, tot în seria de autor Ellen Watts. Zice că avem nevoie de un Dumnezeu al unei experiențe mistice. Adică, din nou, acea diferență dintre ceea ce semnifică cuvintele și cuvintele însele. Zice, un creștinism care nu este funciarmente mistic se va transforma mai devreme sau mai târziu într-o ideologie politică sau într-un fundamentalist imbecil, ceea ce se întâmplă deja. Deci omul nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume foarte dur și istoria îl susține în acest sens, pentru că știm cu toții la ce s-au dedat oamenii, la ce atrocități s-au dedat în numele creștinismului. În istoria umanității. Asta, da. Iar Ellen Watts este de părere că dacă noi am înțelege acest defect al minții noastre, prin care noi nu vedem pădurea de copaci, dacă ar fi să spun foarte simplu, am reușit să ne rezolvăm foarte multe probleme. Dacă ar fi să ne întoarcem, nu știu, dacă materia este totul, spune la un moment dat că acest defect pe care l-am numit eu așa defect, ne face să devenim imuni față de faptul că sunt omorâți oameni, față de faptul că ne distrugem planeta, că ne distrugem natura. Adică, deci dacă noi am reușit să trăim așa într-o comuniune, dacă am reușit scuze, să înțelegem faptul că suntem cu toții legați, să înțelegem universul mai degrabă ca pe o hologramă, în care în orice parte putem găsi întregul și în tot întregul se găsește fiecare parte. El a regăsit aceste idei și probabil că de aceea, cu siguranță de aceea, a fost atras de filozofia orientală și de budismul zen. Pentru că, și, mă rog, de taoismul chinez, unde se găsește această idee de a trăi în armonie cu natura, de a percepe universul mai degrabă ca și cum ar fi un organism care crește și fiecare dintre noi și fiecare bucată participă în mod activ și se înscrie în mod semnificativ în acest întreg. Și nu, de exemplu, cum vede occidentalul întregul ca pe un mecanism alcătuit din părți care poate fi demontat, care pot fi demontate și care nu sunt legate intrinsec neapărat una de cealaltă. Un exemplu foarte frumos, dacă ar fi să găsim în aceasta oare materia este totul, este o culegere de eseuri, care au fost, da,
publicate de-a lungul timpului în diverse reviste, chiar și, sunt și câteva care au fost publicate chiar și în Playboy pe vremea lui. De exemplu, în primul eseu, în care exprim în mod plastic această observație pe care o face el, este un eseu care se numește Bogăție sau bani și în care încearcă să exprime ce înseamnă de fapt bogăția și de fapt încearcă să exprime faptul că noi nu înțelegem ce înseamnă de fapt bogăția, că pentru noi, de exemplu, o cantitate de bani înseamnă foarte mare lucru, dar de exemplu, dacă este cineva care este într-o barcă în mijlocul oceanului și singur în barcă cu 7 saci de bani de aur, nu le ajută cu nimic, pentru că el acolo are nevoie de o undiță ca să se hrănească, are nevoie de o busolă și de o hartă ca să navigheze și să ajungă undeva. Și chiar face la un moment dat o interpretare, apropo de și de zilele pe care le trăim noi acum, legat de criza economică din anii 30. Zice, aveam o economie de consum înfloritoare și toată lumea propoșea. Apoi, de pe zi pe alta, șomaj, sărăcie și oameni stând la cost pentru a primi o masă caldă gratuită. Ce s-a întâmplat? Resursele naturale ale țării, materia cenușie, forța fizică, materiile prime, erau departe de a fi epuizată. Însă, a survenit brusc o lipsă de bani, o așa numită depresiune financiară. Și zice el, este ca și cum în dimineața crizei economice, dacă erau, să zicem, niște oameni care se ocupau de construcții, în dimineața crizei economice, șeful a venit și le-a spus, îmi pare rău, dragii mei, nu putem construi azi, nu mai sunt centimetri. Cum adică nu mai sunt centimetri? Avem lemn, avem metal, avem chiar și rulete pentru măsura, da, dar nu înțelegi tu cum e cu afacerile. Am folosit prea mulți centimetri și nu mai sunt suficienți pentru toată lumea. Genul acesta de analogii simpatice și provocatoare face el. Sau dă și exemplu clasic în care nu te poți, într-un alt eseu, nu te poți sătura cu imaginea unei farfurii cu mâncare. Degeaba, tu vrei mâncarea efectivă sau dacă îți povestește cineva, nu este suficient ca tu să te hrănești efectiv. Deci, ceea ce fac cuvintele este foarte bun până la un punct, dincolo de care el propune, bineînțeles, experiența meditativă și experiența directă pe care ar fi bine să o urmărim fiecare dintre noi pentru a ajunge la adevărul care se află dincolo de cuvinte. Acum, de exemplu, suntem aproape de tipar cu o altă carte a lui foarte îndrăgită, a lui Alan Watts, Mit și Ritual în creștinătate. Este o lucrare care a apărut după Duh și contemplație, deci dacă în pregătirea acestei apariții, căreia sper să-i facem o lansare și să aprofundăm subiectul în momentul în care va fi cazul, să ne pregătim citind și Duh și contemplație, care este foarte simpatic, așa cum începe, cum își începe el fiecare lucrare, ca o justificare, ca o scuză, pentru că știe că de obicei are darul de a crea controverse, pentru că atacă frontal cele mai dragi și cele mai sfinte credințe ale noastre, care însă nu ne duc nicăieri. Și spune el că dacă aceste dogme ar funcționa, dogmele religioase creștine și dogmele în general, atunci oamenii nu ar da iama și nu s-ar refugia în primul, în prima sursă de uitare posibilă, gen, nu știu, băutura, diverse dependențe, prin care oamenii încearcă să aibă o experiență prin care ori să uite de această realitate foarte frustrantă, ori să acceseze o experiență mai presus de ceea ce trăiește în mod normal, folosind mintea, că până la urmă ea este instrumentul nostru preferat în zilele noastre.
Apropo de controverse, în încheierea discuției noastre, referitoare la cartea Oare materia este totul? Eseuri despre raportul omului cu lumea materială în seria de autor Ellen Watts, vi-o mai arăt încă o dată la cameră. Aș încheia cu, mi-a plăcut foarte mult când ai spus că el era conștient de faptul că poate să stârnească sau stârnea pe vremea aceea și mult timp după, pentru cei care îi citesc cărțile, să stârnească controverse. Și o astfel de controversă, deși mi este foarte drag Ellen Watts, o astfel de controversă s-a creat probabil și în mintea mea și aș spune următorul lucru pe care mi-l asum în totalitate. Nu doar în numele creștinismului au avut loc războaie, au murit oameni, deci nu doar în numele creștinismului, chiar dacă budismul și cu precădere budismul zen este un sistem, nu-i spun religie, este un sistem de gândire bazat pe iubire, pe iertare, pe empatie, pe compasiune, pe înțelegere. De ce spun de această controversă? Pentru că probabil că Ellen Watts, făcând cumva referire la ceea ce cunoștea el mai bine, din spiritualitatea creștină, și anume vorbind despre protestantism și catolicism, cu siguranță dacă ar fi ajuns, dacă ar fi avut ocazia să vorbească cu un călugăr pusnic de la noi, dintr-una din mănăstirile din Bucovina, da? Și dacă ar fi aflat despre ceea ce înseamnă isihasmul și rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus, cu siguranță, zic eu, mi-asum ceea ce spun, cu siguranță și-ar fi schimbat puțin optica în ceea ce privește faptul că creștinismul ar fi o religie moartă. Da, nu-i plăcea deloc această asociere. Deci faptul că în creștinism stările de vinovăție și de frică erau ridicate la, sau sunt ridicate la rangul de virtuți. Pentru că, totuși, cred că și Sfinții Părinți sunt de acord că nu prin frică ne apropiem de Dumnezeu, ci prin dragoste, prin iubire. Și poate că, da, bine, Ellen Watts a spus și că omenirea ar fi pregătită pentru o religie unică, ceea ce ar crea un întreg val de proteste și, mă rog, s-a apărat de foarte multe critici atunci când a avut, de exemplu, ocazia să publice o ediție nouă a unei cărți după o vreme, nu pierdea prilejul să pună o altă prefață la noua ediție în care se mai apăra puțin de criticile respective și încerca să se facă înțeles. Dar, din nou, poate că religia creștină este prea dificilă pentru un spirit atât de bucuros de a savura frumosul în toate ipostazele lui. Cred că trebuie să prea ascetică. Da, cred că trebuie să vedem totul dincolo de dogmă. Asta este părerea mea. Atâta timp cât atunci când vorbim despre creștinism ne limităm la ceea ce înseamnă dogma creștină, nu putem să vedem dincolo. Adică nu putem să vedem exact latura mistică pe care el o taxa cumva, pe care el o taxa cumva, nu putem vedea latura mistică, el o dorea, dar nu o regăsea în creștinism. Dar da, dacă exact vezi asta din... încearcă să facă în duh și contemplație, să restituie dimensiunea mistică a creștinismului. Da, pentru că dacă vedem dincolo de dogmă și vedem latura aceasta mistică, calea aceasta ezoterică, îngustă a creștinismului și a faptului că, într-adevăr, când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre iertare și vorbim în special despre iubire, cu siguranță ne-am putea schimba un pic, sau el și-ar fi putut schimba perspectiva asupra ceea ce înseamnă creștinismul. Dragii noștri, am vorbit astăzi
am încercat să vă stârnim interesul cu aceste două cărți. Este vorba despre Oare materia este totul, eseuri despre raportul omului cu lumea materială și, de asemenea, Duh și contemplație, ambele cărți în seria de autor Ellen Watts, cărți pe care le găsiți pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro. Acolo veți găsi, bineînțeles, la cărțile lui Ellen Watts și o reducere substanțială. Nu uitați, așa cum v-am spus la începutul intervenției noastre, lăsând un comentariu, o întrebare sau un gând la aceste înregistrări pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Cel mai interesant comentariu, cel mai apreciat comentariu va fi premiat cu o carte din această colecție, cu o carte la alegere din Ellen Watts. Și nu uitați, bineînțeles, și de concursul de pe pagina editurii Herald, de asemenea având legătură acest concurs cu cărțile lui Ellen Watts. A fost astăzi alături de noi Luisa Neag, colega mea, senior editor Herald și coordonator al seriei de autor Ellen Watts. Îi mulțumesc încă o dată că și-a făcut timp să vorbim despre minunatele cărți pe care le puteți găsi în portofoliul editurii Herald. Noi ne vom da întâlnire în cadrul aceleiași campanii, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, până pe data de 20 iunie, Ellen Watts, campania online Ellen Watts și înțelepciunea nesiguranței. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare. Noi am vorbit la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. O zi frumoasă și lectură plăcută în continuare. La revedere! La revedere!